Imediat după Sfânta Liturghie de seară, tinerii, ministranții, seminariștii, preoții și credincioșii au ieșit din biserică și au luat-o la pas rugându-se și cântând după ritualul Căii Sfintei Cruci. Sutele de credincioși care urmau preoții și tinerii parohiei s-au îndreptat mai întâi spre strada Mihai Viteazu, apoi s-au întors pe strada Nicolae Bălcescu și au revenit pe lângă Casa de Cultură. O cruce mare ise. Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci în sfânta ta cruce răscumpăra lumea. În această seară am meditat la suferința lui Hristos, care duce crucea pentru noi oamenii păcătoși. Odată cu această celebrare, începem săptămâna sfântă, timp de post, de convertire, un timp în care suntem chemați să ne spovedim și să ne apropiem de Dumnezeu, plângându-ne păcatele. După ce au revenit în fața bisericii, credincioșii au repetat de 3 ori mesajul propus pentru Ziua Mondială a Tineretului. Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor, după care au primit binecuvântarea finală.